Salutare, toată lumea, sunt Remsor din Minecraft Survival Single Player, să omorăm pe acest zombalai. Da, bă, jucam Minecraft, nu ne-am distrus încă o cocioaba, deoarece filmez în aceeași zi, în aceeași ună, în același minut. Bine, nu chiar în același minut, că am pus videoclipul anterior la render pe laptop, deci cam vreo 20 de minute, cam așa. Hai să vedem, bă, fraților, cât zombalai vin, frate. Avem achievements-urile. Deci, avem destul de multe de făcut, achievement-uri, hai să vedem ce avem. Deci, avem iron, trebuie să-l facem acum, deci hot topic l-am făcut, ăsta nu l-am făcut. Ăsta l-am făcut, bine, ăla-l faci prima dată, ăsta, de la aici începe totul. Time to farm, o să fac time to farm, dar chiar acum, poate chiar, stați așa un pic să văd ce vreau. Am 17 de astea, aș vrea să fac niște, o fermă de grâu, de fapt, dar... Hai să mai strângem câteva de astea. Totuși, nu mai trebuie, adică doar cu 17 sau cât aveam. 17 cred că aveam, nu știu. Nu. Nu distruge pe aici. Nu distruge pe aici. Yeah, jucam cu zombalei. Bine, e survival. Aș vrea să schimb de pe... Adică pe să fiu pe peaceful, dar e survival. Până la urmă la naiba, adică... Care e rostul survivalului dacă e pe peaceful? Pare dacă e pe pis, poate vine și ziua. Nu mai bine să plece și să-mi bala ăștia. Hai că ne ajung astea. Mai avem carne. De fapt mâncăm când avem 4 hunger, adică minus 4. Ce mai trebuie să facem noi acum? Stai că am uitat acum. Astăzi mâncăm, primul rând. Deci, hai să începem cu fermuța. N-avem pentru shovel stone destul. Deci hai să mergem să mai colectăm niște stone și mergem după aia să facem un shovel. Și o să facem... Mă, băiatule, pleacă de aici, hai, să nu se mai văd. Oh, God, nu! Nu! Yes, n-a bubuit. Yes, nu vreau să distrugă pe aici. După aia tot eu trebuie să construiesc. Yes, l-am omorât. Așa, după aia tot eu trebuie să construiesc, deci... Yep. Să minăm un pic mai mult, adică n-aș prea vrea să mine să fac chestia asta chiar acum, dar totuși, hai să facem. Avem niște iron, mamă cât iron am găsit, bă, frate. Doamne ajută, am găsit și noi ceva iron pe aici. Aveam și noi nevoie de niște iron. O să-mi fac o săbiuță de iron și ce ne mai ajunge. Săbiuța e prima sau un... Nu, de fapt un pickaxe în caz de găsim diamante. Că nu vreau după aia să mai pun ceva, gen să stau... Să caut diamantele. De fapt, stai, nu punem cu stone, nu punem cu dirt-ul. Nu vreau să mai caut după aia diamantele. Deci să fii pregătit. Aici un mic cave, dar nu o să... Iron, hai să mergem după el. Că aparent e destul de mult iron acolo. Deci nu vreau să-l pierd. Dacă aș avea un pic de carbune să fac niște torțe, nu prea se vede nimic. Ia să se așa un pic. Ai pe break dat. Nu-i baie. Hai să vedem. Mamă, cât iron am găsit. Deja din al doilea episod avem iron. Așa, hai deja acolo. Perfect, avem 16 iron. Foarte, foarte fain. Hai să plecăm de aici. De ce nu pot să ies? Am ieșit numai bine. Așa, deci... Avem 13. Stai că mai avem încă... Nu cred că ajunge cărăbunele alea. Vedem ce facem. De fapt, stai că pot să pun și lemn. Pun lemnul ăsta. După ce se consumă gen cărăbunele, pun lemn. Să se facă cu lemn. Știi? Bine, cred că ajunge cărăbunele alea, deci... dacă mai avea ceva cărnică... După aia pun iron-ul. Vezi că, uite, se consumă foarte repede. O să ajungă, deci... da. Deci vreau să fac cam așa, o vreau să fac. Perfect. Unde facem ferma, bă, fraților? Nu știu, zic să o facem aici, dar primul rând să distrugem astea. Și așa. Distrugem așa frumos. Și acum o să facem aici. Nu știu, zic și eu, zice și voi. Mi-a zis că e foarte bine. Tu margi aici, iepuraș, pare rău, dar chiar trebuie să pleci aici. Și eu zic că aici am cap o fermuță mică, mică, de aia 30, 40, 40, și numărăm, că vreau să fie fix. De fapt, stai că ar trebui cam lângă apă să fie ferma. Că aici nu o să se ude niciodată, știți? Hai până lângă apă ferma. Un zombalău.
Da, n-ai decât să vii că o să mori. Așa. Deci, cum facem noi aici, bă, frate? Facem așa. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Dar nu contează, tot cât punem. Punem așa, gen cât să încapă, să zicem, nu? Atâtea zic că e cam... A, avem 45. A, vedem cât încape. Dacă mai avem nevoie, mai punem. Cum i-au framat un pic jocul și am crezut că s-a închis filmarea. Că mai apăs eu din greșeală pe aici pe taste și poate apăs pe F9 din greșeală și mi închide filmarea. De aia stiu acum așa un pic stresat. Am început să cu fraps cu OBS-ul, se vedea foarte... Ah, nu mai avem. Deci atâtea ne-a ajuns atunci. Aici hai să facem urât, facem așa. Deci aici. Așa. Aici deocamdată a ajuns, zic. Ia uite, frate, și aici o să ne crească nouă fermă. Așa. Așa, nu mai am altceva să plantez, deci... Yeah, aia mai cu nu contează. Am trebuit și nou un chest, deci... Nu aici. Nu trebuie nică, deci sper că ne face și arena. Nu ne face arena. O să luăm niște... Să punem asta oare? Cât durează. A, desface destul de repede. Dar nu cred că o să ne ajungă pentru toate. Nu o să ne ajungă 100%, nu o să ne ajungă, deci... Da. Hai să spargem noi astea. De fapt, stai, furnalul e 2000 încoa. 2000 încoa. Deci toporul. Spargem și toporul. Mai spargem și crafting table-ul, pardon. O să le punem în casă. Că... Na. Așa, punem ăsta aici, ăsta aici și ăsta aici. Și... Băi, stai. Astea așa... Nu, așa... Punem aerea, nu? Fapt cu torții nu merge asta așa un pic. Cu torții merge. Fac chestia asta. Nu merge. Rip in pepperonis. Așa. Ce vreau să facem acum? Pereții casei. Să-i fac din cobblestone oare, mă. E destul de șmecher. N-am mai văzut designul ăsta, sincer, pe altundeva. Deci ar fi super șmecher facem așa. Pereții din piatră. Dar arată destul de urât. Nu destul de urât. Și arată și... Nu știu, asta un pic să vedem. Bă, dacă ar fi toți pereții așa, nu știu, era un pic cam urât. Adică zici că e casă de aia, știi, de pe vremuri, adică de la, na, de aia, la canibale, adică de aia din piatră. Zici că suntem în rast, știi, un joc cu rast. Deci arată un pic de tot ciudat, dar hai să lăsăm așa totuși, nu știu. Vedem, în caz nu ne place designul pe parcurs, o să schimbăm. Deci, da. Facem încă un chest și îl punem aici, să facem așa, nu știu, arată urât, oare să fie așa chestul gen lipit de perete? Adică nu, să fie și aici, o să arate frumos, ok. Să fiu eu sigur, nu știu, să punem oare așa, gen, să punem peretele asta aici, așa pentru ce, bă, că acum, sincer, în episodul ăsta nu m-aș prea duce să colectez piatra, adică ar fi destul de urât, adică să stau tot episodul să minez, deci, de... O să mergem să luăm niște lemn, să facem pereții din lemn totuși, pentru că de arată foarte urât. Chiar să așa un pic să fac eu o poză la cofdonate în caz de pierd casa, Doamne ferește, sau mor. Pentru că n-aș vrea să pierd locul acesta, că eu așa un loc super plat, deci așa... F2. Atât. Hai să mergem. De ce lagă. Așa. Hai să mergem. Facem copăcei, uite aici am început. Aș vrea să-mi bag modul ăla, bine, normal e survival, dar aș vrea să-mi bag totuși modul ăla de spargi jos, sparge tot copacul, ar fi super micro, adică chiar ne ajută acum să mai stăm atâta. Facem aici jos și pică tot copacul, știți? Chiar ar fi super micro, adică ai legea gravitației, Doamne ajută să o facă și gravitație în Minecraft. Chiar, de ce nu fac gravitație în Minecraft totuși tipii ăștia? Adică e cam ciudat să fie totul în aer, bine, știi? De ce nu pot să fac ei gravitație? Pentru că practic sub noi, adică în jocul ăsta, sub noi, lângă sub asta, lumea asta plutește practic într-un void mare, 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 infinit, adică. Și cum plutește într-un void infinit, n-are cum să facă gravitație, adică odată ce face gravitație, ar pica lumea, practic, nu știu, chiar abar n-am. Dar ar fi șmecher ceva idee, măcar să ne facă și noi așa ceva, să pice copacii sau gen dacă pui un bloc, ceva în genul ăsta. După aia spargi sub el ca nisipul, știi, să pice ca nisipul, știi, să pice gen jos, dar stă în aer. Nu avem legea gravitației deocamdată.
Deci, e bun și așa, ne ajută cu multe, gen, în lobby-ul de la MKSG, ne ajută cu foarte mult, pentru că, gen, lobby-ul de la MKSG e ceva în aer, o chestie în aer, deci ne ajută cu mult. Chestia asta zic eu, nu știu, mai ziceți și voi, tot ce credeți, dar eu zic că ne ajută foarte mult. Dar, da, legea gravitației mi se pare o tâmpenie în Minecraft, adică chiar să plutească toate chestiile e ciudat, dar, da, e jocul copilăriei, frate, ce ai? Stop, cred că e primul meu joc pe care l-am jucat serios pe calculator, gen să-l joc așa, adică Minecraft-ul joc de prin 2010 sau 2000, nu. Eram, știu că eram în clasa a doua, într-o tabără, cu un coleg. Bine, eram cu mai mulți colegi, dar da, cu colegul ăla mă jucam eu cel mai mult și m-a lăsat pe tableta lui pe Minecraft și jucam pe modul creativ cu aia și construiam niște chestii de alea de nemai văzut. Și a întrebat, bă, fain, jocul, cum se numește chestii și eu nu știam că există și pe calculator, dar pur și simplu, gen am scris, mi l-am luat de pe Magazin Play, chestii, am jucat și după, bine, mi l-am cumpărat de pe Magazin Play, că atunci nu știam ce înseamnă aptoid și chestii genul ăla. Mi l-am cumpărat ăsta de pe Magazin Play, chestii, jucat, no. Și, într-un mare final, văd eu acolo pe calculator, chestii, Minecraft.net, știi că intrasem într-un grup pe Facebook, așa, Iurea, Minecraft România, știi că eu eram gen pe tabletă cu Minecraft-ul, bai, cu ai, uite, un grup de Minecraft, intru și știi, și vream pe aia că postau, că sta, gen poze de pe calculator cu Minecraft, există Minecraft pe calculator și am zis, hai să-mi iau și-o. Și de atunci, din 2010, nu știu, din vara 2010 sau vara 2011, nu știu exact de când o joc, dar știu că dintr-o vară, 2010, 2009, 2010 sau 2011, eu se calculez clasa așa, așa. Deci, acum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 ani joc Minecraft. Din 2010 înseamnă că joc. Bine, nu chiar. Chiar joc din vară, deci de prin iunie. Deci din iunie 2009 înseamnă că joc eu. Sau iunie 2010. Nu știu, chiar abar n-am. De pe acolo joc oricum. What? O zi ceva foarte stupid. Nu știu. Herobrine. Vine Herobrine după noi, bă, fraților, bă. Uite, cam așa ceva vreau să fie casa. Cam așa ceva. Cam așa ceva că arată. Dar nu, stai că nu vreau cu ușă, vreau cu două ușchi. Așa să arate mai. Acolo dacă mă întrebați ce aia să fie și noi, să fie și la noi lumină, o să pun și aici. Aici o să pun gen ceva de genul. Un geam foarte mare o să fie aici. Asta e de la de priveliști, ne uităm la priveliști la soare. Nu apune soarele, de ce? O să fie noapte și avem nevoie de torțe. Și cum nu avem torțe, ar trebui să ne ducem să minăm după torțe. Adică să o luăm gen cărbune. Dar da. Iron-ul ăsta, hai să-l iau de aici totuși. Așa. Hai să facem niște oși. Adică două oși ne trebuie. Una, două. A, stai că ne face câte trei. Așa. Nu știu de ce ne face câte trei. Adică putem să facă câte două. Sau pur și simplu una. Pentru că câte trei. Uite, de exemplu, am rămân cu o ușă în inventar care pur și simplu n-am ce să văd. Dar nu știam că ușile se stachează. Asta e așa, poate se stachează. Interesant. Uite, mă, foarte șmecher arată. Punem tot în chest, că nu vreau să pierd, gen dacă mor, mă fulgere naiba pe aici și mor. Da, doar sabia, mâncărică, dar nu pe toată, unelte, niște cobblestone, dirt, așa, niște dirt și lemn. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut, ia să ies filmul. A, 30 minute. Bă, fraților, sper că v-a plăcut al doilea episod de Minecraft Survival. Pe lumea noastră, bă, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe. Sper că vă uitați de pe noua platformă YouTube, pentru că șmecherie, adică, da. Și eu, de exemplu, acum postez de pe noua platformă. Adică, bine, e tot una cu vechea platformă, numai că sunt câteva chestii diferite și chestii de genul. Oricum, foarte șmecheră noua platformă. Bine, nu e noua platformă, pentru că aia, de acum o știu eu, dar e de mai demult platforma aia, aia se și nu se vă încuit. Bă, fraților, sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Bye, bye!